bună seara! O să vă vină să râdeți, dar chelul e nebun de-a binelea, nu se mai poate abține, nici noi nu mai știm ce să facem cu el. Acum, mai ales că suntem pentru a cincea oară în vara asta în Constanța, e ca și cum am fi deschis stagiune aici și de fiecare dată vedem în sală oameni care au mai văzut spectacolul, deci nu l-au înțeles sau chiar le place de a veni și acum. Noi jucăm de fiecare dată, și pentru un singur om, dacă îi place de noi și nu pricepem, mai jucăm o dată și încă o dată. Și după aceea spunem, tot să cel major, chiar nu vreți să mai jucăm încă o dată? Și mai jucăm o dată, nu contează. Important e că de data aceasta v-am pregătit o surpriză, este vorba de doi supraviețuitori a unui naufragiu, abia am pescuit dintr-o epavă scufundată care încă mai plutea pe sub apă. Doi oameni care timp de 5 ani de zile n-au văzut femei, n-au văzut mâncare, n-au văzut decât între ei marea catastrofă a naufragiului. O să încerc să-i târăsc până aici, dacă mai trăiesc, doi putrefacți. Nici nu știu dacă sunt vii sau sunt montați cu baterii să meargă. Mai țineți minte ce nume aveți? Mie mă cheamă Vasile. Știi, el cheamă Vasile, știi dumneata? Pe mine tot Vasile. Ăsta-i surd? Nu, eu sunt surd. Ăsta ce? Ăsta-i prost, așa e. Bine, domnilor Vasile, dacă pot să zic așa. Povestiți-ne despre naufragiu, cum s-a întâmplat? Domnule, naufragiu s-a întâmplat, noi doi eram torpilați, eu mai puțin, dar asta era rău de tot torpilat. Era rău de tot. Așa, și ce făceați fiecare în momentul naufragiului? Eu în momentul naufragiului făceam nudism. Și citeam reviste porno. Eu țineam de cârmă. Foarte bine. Și eu strigam la el, au, lasă cârma că mi-o rupi. Bine, dar cum v-ați salvat numai voi doi? Imediat în momentul clipei naufragiului, noi doi am sărit pe barca pneumatică și am început amândoi să umflăm deodată. Foarte bine. După aia ne-am dat seama că nu era barca, era soția capitanului. Și o umflați amândoi deodată? Păi da, că dacă o umflă numai unul, se desuflă pe partea alaltă. Soția capitanului. Barca, bă, obsedatule. Păi n-ai zis, domnule, că barca era soția capitanului. Păi barca e soția capitanului când o umflă numai el. Mă rog, și câți marinari ați fost pe navă? Am fost vreo 50 de marinari, dar să nu mă întrebați unde sunt ceilalți. Mă rog. Și cu ce v-ați hrănit timp de 5 ani de zile? V-am spus să nu mă întrebați unde sunt ceilalți. La ghiozdan. Eu când am venit spre epavă am văzut 3 catarge și când am ajuns pe epavă nu era decât unul. Unde sunt alte două? Celelalte două erau ale noastre. Așa făceam noi plajă cu fata în sus. A, deci să înțeleg că după 5 ani de zile vă e dor de femei. Ce faceți când vă e dor de femei? Când e dor de femei stăm sus pe catarg. Și vă urcați pe catarg fără femei? Cu ce ai vrea să mă sui pe femei fără catarg? Dar... Bine, înțeleg, dar nu vă e poftă acum de femei? Mie nu, poate lui nevastă mea. Să înțeleg că v-ați jucat de-a tata și de-a mama între timp. Noi ne-am jucat de-a biliardul. Și aveți bile? Am avut bile, dar le-am folosit la biliard. Și ce mai jucați? Tarnim pe porunci periculoase. Adică cine pierde noată 5 minute după navă. Și asta e periculos? Nu știu, trebuie rechinii. Da, copii aveți? Am 2 copii pe care i-am făcut pe feribot. Cum adică? Adică i-am zis de veste, nu feribotul. Gata, copii. Eu când am venit pe navă, dumneavoastră ce faceați? Frecați puntea. Nu e că frecăm puntea, poate să frecăm noi fața. Cum adică frecăm? Vă rog să mă iertați, dar ce faceați? Frecam puntea, ce să facem? Păi eu ce am zis, domne? Dar nu pe tonul ăsta. Și o frecați cu apă caldă? Nu, o frecam la rece. Eu sunt frecător, informator. Cum adică informator? Adică mai sunt unii care o freacă aiurea și îi dau un gât. În gâtul cui? În gâtul măsii. Apropo de măsă, mi-a dat să aminte o întrebare pe care nu v-am pus-o. Nu vă e dor de femei? Ba da, în timpul naufragiului eu am tras sirena de a urlat. Pe orice sirenă urlă când o tragi. Da, dar asta mi-a povestit cât au tras-o, ce papagal a fost Vasile Roaită. Și cu ce se ocupa nava dumneavoastră înainte de naufragiu? Cu pescuitul. Ce pescuiați? Pește. Ce pește? Pește de la care nuată pe sub apă. Și face icre.
Din care ies astăzi, care noapte pe sub apă și fac hipi. Bine, dat, ajunge. Ce ajunge, mă? Ți-a zis ție nevastă, te-a vreodat, ajunge? Ți-a zis? Nu mi-a zis, dar... Impotentule! Hai, te rog frumos, hai să nu deviem de la subiect. Te rog frumos. Ce domnul, dă-i numai viața intima lui domnul. Întrebați-mă, domnule, pe mine despre pescuit. Bine, ce faceți cu peștele? Îl facem conserve, bă, impotentule. Hai, bă, și ăsta. Vă rog frumos, haideți să revenim. Vreau să vă pun atâtea întrebări frumoase. Uite, povestiți-ne o întâmplare deosebită din cei... Noi am găsit o navă scufundată de 400 de ani pe fundul căreia era tatuat un bilet. Poftiți aici biletul. De 400 de ani? 400 de ani. Da, e sigiliu Anglii. Păi da, eu l-am făcut. Prin prezenta se adeverește, scris în engleză. Dacă germană, nu știu. Se adeverește că te-am păcălit, băi, impotent. Da, bă, terminați, bă. De unde știau ăia de mine acum 400 de ani? Și mai bine spuneți acum, ca să reveniți la viață, ce planuri de viitor aveți? Optimismul major al ființei mele este acela de a abstractiza, îmi bat piciorul, nu am niciun gând. Atunci nu se poate vorbi serios, nu știți să vorbiți nimic. Noi putem să cântăm despre viața noastră pe navă. Noi am învățat un jlagăr. Ia un jlagăr. L-am cântat la joagă. Ia un jlagăr. Sunt cician de când ne-am scufundat. Nu avem femei, dar nu ne pasă. Blondule, ești cel mai bun bărbat. Chelule, tu ești cea mai frumoasă. Știa. Pe furtună ați naufragiat și ca tară gusta să vi se rupă. Dar cuvântul-n pânze n-a suflat, vino tu ca să ne sufli în pupă. Noi am rămas pe corăbioară, ne scufundăm seară de seară, ne dăm la fund și-mi e rușine, dar ar fi dat chelule în tine. Dintre cei doi marinari bolborositori, unul este analfabet, nu știu care dintre ei a scris un jurnal, important e că celălalt o să-l citească. Numai să vedeți ce față are, că nu mai trebuie să citească nimic. Uitați-vă la mine și râdeți că așa o să ajungeți. Eu m-am născut în Moldova 9, localitate situată între Moldova 8 și Moldova 10. Sunt marinar din tată, mamă și din mamă în canal. Tata a fost capitan de cursă lungă. Mama zicea că de cursă lingă. Bunicul era lup de mare, acum e lup de moare. Înainte de a fi marinar, eu am fost de toate. Liftier la un spital unde am cunoscut o asistentă. Toată ziua, ba sus, ba jos, de se plictisise liftul. Am fost și profesor de sport. Am practicat sportul ăla când fuge femeia de sub tine, de zice lumea că faci flotări. Apoi am absolvit Institutul de Marină Mircea cel Bătrân. Eu eram cel bătrân că l-am terminat în 10 ani. Am plecat pe mare cu un crucișător. Așa se chema capitanul ăla care se uita cruciș la mine. Un marinar bun trebuie să vadă marea, cum și un speolog bun trebuie să vadă peștera muierii. Dar odată, că după aia nu mai e speolog, e spermolog. În prima zi m-am luat în gură cu amiralul, că de la Carpați tușeam. Am primit cadou din sacul lui de voiaj jurnalul de călătorie. El nici acum nu știe. M-am hotărât să scriu și eu un jurnal. Ziua întâia. În sfârșit plecăm. Batiste, lacrimi, flegme și confeti. Prietenele și nevestele ne rămân pe mal. Noi plecăm în larg. Ce larg și o să le găsim. Dar nevastă mea e o fată cu minte. În cartier îi se spune Venera, că ceia de la bolnavi, de la săraci. Ziua a doua. Fac prima escală în port la Pireu. Decât eu am fost la Pireu, ceilalți au fost la cartof prăjit. Ziua a treia. Prima zi în Turcia. Primul vameș turc. Nici nu știu când s-a înserat, că noaptea ne-a luat pe la spate. Ziua a patra. Mâncăm. Eu rău de mare n-am avut așa niciodată. Vomitam așa, doar din curiozitate, să văd cum e.
După ce am terminat, am cântat cam așa, să vedeți și motivul. La sfințit, când mă așez la cină, descoperând iureul meu ceva ciudat. Avem o altă babă la cantină, care în parturia mea s-a scărpinat. Păr de babă prin piureu, fire crețe și lăiețe, ce-ați intrat pe gâtul meu, păr de babă prin piureu. Iată strâmtoarea Gibraltar. O ungem cu vaselină și o pătrundem liniștiți cu toții. Ne îndreptăm spre Africa. O navă rusească ne întreabă prin radio încotroi America. Noi nu avem radio. Scriem pe un bilețel, luați-o la dreapta. Lipim bilețelul de o torpilă și li-l trimitem. Supraviețuitorii înoată spre noi. Le aruncăm scări și frânghii. Bărbații urcă singuri. Pe femei le tragem noi sus. Rușii nu cunosc limba noastră. Rusoaicele da. Ziua șasea. Mi s-a terminat pixul. Și drău, am găsit un stilou, continui. Ziua șaptea. Ne atacă pirații. Ziua 8-a, îi atacăm noi pe ei. Ziua 9-a, terminăm la egalitate. Un pirat cu băzmăluță și cercel ne roagă să-l iertăm că el este Andrei Agassi. Ziua 10-a, ne atacă furtuna. Lansăm sosuri în apă. Capitanul strigă, pământ! Așa e, iau lopata și încep să-mi curăț unghiile de la picioare. Pământul rezultat îl arunc în mare. Se formează imediat o insulă cu băștinași cu tot. Acum înțeleg cine mă gândila printre degetele de la picioare. În rest, totul pe insulă era pustiu. Nu era decât un copac, două case, trei autostrăzi, 800 de zgârie nori și scria bine ați venit la New York. Ziua 11-a. Ajungem pe pământul Africii. Un grup de băștinași ne întâmpină cu pâine și sare să ne muște. Suntem invitați la masă. Șeful de trip spune că vom fi serviți imediat, dar din păcate unii dintre noi sunt bătrâni și fier mai greu. Ziua 12-a. Ne îndreptăm spre Africa de Sud. John a căzut în apă. E atacat de rechini. Țipă după ajutor. Tragem două gloanțe și rechinii pleacă. Ei nu mănâncă mortăciuni. În Africa de Sud am văzut cum un alb a mâncat două negrese, un profiterol și trei eclere. Ziua 13-a. Ne apropiem de țărm. Dana și Rada portului ne așteaptă. Intrăm în Dana, că Rada ne-a îmbolnăvit pe toți data trecută. Atunci mi-am luat inima în dinți și am zis, uite mami, dintele plânge. Aici jurnalul s-a terminat, mai era doar o poezie. Așa mi-a zis Ion să scriu, iubească-ți oceanul, l-am tot lăsat până a fost viu, deși îmi dăduse banul. Că la rechin nu le-a fost greu să-și facă tabietul și am scris jurnalul acesta eu, semaca analfabetul. Bună seara! V-am chemat să veniți din plăcere aici, v-am adus cu forța, ca să fiți martori la un examen de admitere în poliție. Vom promova cadre de nădejde, iată și premiile, premiul 1 un pulan și o lanternă, premiul 2 o șapcă, premiul 3 are voie să joace cu el o jumătate de oră. O să chem și candidații imediat. Candidații, ia veniți, mă. Lasă-l, e cinstit. Uitați-vă la omul ăsta. A învățat o viață întreagă și a reușit să citească prima pagină. E un om de cultură rară, citește foarte rar toate cărțile din copertă până în prefață. Ălălalt are un fizic, uitați-vă ce fizic, zici că e psihic. Pe fața lui se citesc vagi urme de prostie, pe lângă alea clare de tâmpenie. Salutați publicul. Salutei publicule. Băi, voi a 50, ce ai cu mine? Bă, puteva acolo, bă, că îți dau cula în cap. Da, bă, cu mine, băi, potoriți-vă. Păi ori luăm examen, ori nu luăm, de-al treia cu de examen. Păi așa ziceam și eu, ori nu-l luați.
Cât sunteți, mă? Doi. Doi. Bă, nu doi, băi, m-a interesat de cifre, nu vorbe. Așa, așa, uite, tu ești arătătorul și tu ești degetul mijlociu, să ții minte. O să fie ăsta. Bă, nu ți-e rușine, mă. Nu ți-e, ăla sunt eu, mă. Scuzați-mă, nu v-am recunoscut. Ia să-i cunoaștem mai îndeaproape. Tu ăla blondul, cine ești? Eu sunt ciobanul. Foarte bine, că asta e prima condiție. Și de ce vrei să te faci polițist? Pentru a apăra ordinea cerută de statul de drept prin Constituție. Bă, tu ești prost? Da, sunt prost. Păi zic că de-aia, mă, nu m-a aburit pe de-aia, mine. De-aia. Ce-s părinții tăi? Profesor și învățătoare. Vezi dacă nu le-a plăcut cartea. Așa le trebuie. Dragi viitoare organe, astăzi vom susține împreună un test de studiere a cunoștințelor dumneavoastră superflue prin demitizarea exorganică a metahaosului intrinsec. Bă, bă, stați dracu aici, bă, stați aici, că de o lună încerc să învăț cuvintele ăștia pe din afară. Astăzi veți susține o probă orală cu mine. O facem și pe asta. Numai să ne dați examenul. Dar vedeți că am o plombă nouă, să nu vă jeneze. Dar să vă, cam halic eu mulți ca voi. Poftă bună. Și vom începe cu întrebări din aritmetică. Cât face 3 pulane plus 4 pulane? Face comă, că-i dau de lea mama dragului. Tu ce părere ai, Garcia? Da. Sigur. Pe cât face? Această problemă are un răspuns. Pe asta vreau să aud și eu. Și eu. Având în vedere faptul că integrala de suprafața lui Euler în punctul A mic la minus 1 nu comportă rezolvare, se demonstrează prin inducție parțială, dar am făcut. Gata, atâta. Mă, am niște cuvinte de astea de lățiu pentru întrebarea elantă. Și să dau tot odată ce am. Bine, hai să trecem la geometrie. Gelul are 4 mere. Dacă Marian îi ia 2 mere, câte mere mai are gelul? Are importanță faptul că sunt mere? Nu știu, o să sun la superiorii mei să-i întreb, că n-am primit instrucțiuni în sensul. Dar Marianile cele frumos, nu îi le sustrage, că îi dau de la mama dragului. Da, da, îi le cele frumos. Dom'le, în cazul ăsta mai rămân cu 2 mere. Cum ai calculat? Așa e. Păi dacă scădem din integrala lui Boiler 3 pulane, rămân 2 mere. De ce copiezi, mă? De ce copiezi? Mai... Păi știi tu cine a fost cetățanul Boiler, a? Mai Garcia. Ai spălat tu cu el pe cap? Mai Garcia. Păi de ce copiezi, mă? Gata, mai, potăriți-vă. Să trecem la întrebări din istorie. Am aici, în memorie, pe foaie, câteva întrebări. Cine a fost Mihai Viteazu și de ce? Nu râdea mea, răspunde când te întreb. Cum de ce? Pe așa scrie aici, de ce? Și pe pagina aia altă ce scrie? A, și de ce a murit, dar nu contează, răspunde. Mai ia răspunde tu, Ciobanu. Doamne, cetățeanul Viteazul Mihail, el a fost tăiat și descăpățânat în două figuri geometrice. O figură reprezenta corpul, cealaltă figură membrele și membru, și el a fost tăiat de către tovarășul general Maior Basta, care după ce a terminat a zis și cu asta basta. L-a tăiat în tacâmuri, așa i-a luat gândit. Deci, cine era el? Ha, doamne, cetățeanul Viteazul Mihail. Doamne, aceste probleme comportă un răspuns. Mă, iar mă iei pe ocolite, spune ce meserie avea el. Era domnitor la locul de muncă, doamne. Da, domn. Dar era un cetățean turbulent. Strubulent rău de tot, doamne. Adică cum să intri cu calul în biserica, oane? Adică ea face unire acolo și e calul să balegă în unirea. Doamne. Ce? De capul vostru, hai, gata, hai să trecem la întrebări din limba și litera în gura română. Da. Cine credeți voi că a făcut Romeo și Julieta? Păi cine a făcut-o pe Romeo, clar l-a făcut și pe Julieta, că s-au găsit urme înăuntru și pe aia l-au obsedat. Ai 0 puncte la întrebarea asta. Și la răspuns cât am?
Se țineți minte, Romeo și Julieta au fost făcuți de Ghiote. Ah, Goebbels, da. Așa. Care era surd, că nu știa să scrie. Da, normal. Poate da și la facultate și nu vă întreabă. Aha. Ia să dezbatem noi împreună legenda meșterului Manole. Ați auzit așa ceva, da? Maestrul ăsta, da, păi lucrează la Iruc. Nu era de lucrează la Iruc. A, nu spuneți mie unde lucrează, de nu spune el șlaptele de la sub, de la Negru Vodă, ce dreau ea. Deci, bama. Ei ce făceau? Ei construiau o mănăstire pe malul Argeșului, aha, dar, citesc, ce ziua construia noaptea să hurduca. De ce credeți voi că să huruia și să hurduca? A, deci crede noi că cădea zidul. A. Ei avea femei acolo. Nu, nu avea femei. De asta. Pe cum te spui? Adică ei se izola la zid. Și de la mișcarea de babardeală se făcea vibrații. Bine, și ce au hotărât ei ca să nu mai cadă zidul? Ei au hotărât să cheme femei. Foarte bine. Și prima care va veni, ce să-i facă? O violeze cu mistria. Să dea cu mortar în gând. S-o zidească. Oh. Și prima care a venit a fost soția lui? Păi soția lui a fost. A lui, a lui. Pa cui? A lui, a lui Manolos ăla. Și ce-au făcut meșterii în clipa aia? Au pus o lanță și au căștat cu șpacul pe ea. Ia se vă uita în lume, spune-o lumitul lui Manole, vedeți voi, mea dracu. Au zidit-o până la pulpe și ce au zis? Na, fă, mai spune deja cu cute cu ea la tăpă tine. Șmecher-o. Bine, hai, uite, m-am câteva întrebări și terminăm. Cine a făcut frații Jderi? Frații Jderi? Mama lor, ce să-i facă? Bă, ce scriitor a făcut frații Jderi? Băi, ce eu să știu ce scriitor să culca cu Jderi, domnule? Zoofilie în literatură, ce e asta? Stai puțin că te ajut. De unde ești? Din Sadova. Așa, cum îl chema pe scriitor? Arghezi. Bă, cum ai de dus tu, mă? Ia mă și tu. Păi dacă mă întrebați, înseamnă că nu știți și pot să spun ce vrea mușchii pulanului meu. Deci, după părerea voastră, pe mama lui Ștefan cel Mare a făcut-o tata lui Ștefan cel Mare. Da. Nu, a făcut-o domnul Bolintineanu. Foarte bine. Cine a fost Bolintineanu? Bolintineanu a fost amantul mama lui Ștefan cel Mare. Mă râde lumea asta de voi. Vă rog, hai să trecem la o probă practică unde știu că sunteți tari. Practică îi facem, da. Așa. Plutonier Garcea. Ordonați. Îți iei obiectele muncii și ești în misiune prin parc. La un moment dat auzi dintr-o tufă o femeie țipând. Ajutor, săriți, mă violează. Să vedem cum acționezi. Și cine e femeia? Tu ești femeia. Ăsta merge cu fișe de 100 sau de 50. Hai, mergi prin parc. Aici e tu fișul, tu ești femeia, eu zi-o. Zi. Săriți, mă violează, domnul capitan. Nu, eu nu știu cine te violează. Violatorul din Herăstrău, așa întâmplător. Săriți, a descoperit violatorul din Herăstrău, e domnul capitan. Taci, mă, că așa e și audă lumea. Taci din gură. Atâta, săriți, mă, violează. Săriți, mă, violează. Bună seara. Locotenent colonel Garcea. Și ce întâmplă aici? Săriți, mă, violează. Cura, fată. Să zicem, mă agresează sexual. Cine e victima? Eu sunt victima! Ura, nenorocito, nu vorbesc cu tine, turitura, dreacu! Cine e victima? Ea e victima. Tu ești firea, dreacu, de la pandulă să fie, eh? Bine-ți face dacă umbli noaptea prin parc, singură bagabanda, dreacu. Actele la control. N-am acte. Te iei de oameni fără acte, mă, nenorocita, dreacu, să... Doamne, dar eu sunt femeie căsătorită! Și atunci de ce te iei de organe, mă? De cum să mă iau de organe? O cunoști pe doamna? Nu o cunosc. A, umbli cu necunoscuți, nenorocita, le-am de spălat. Măi, Garcea, lasă, gata, hai să revenim la examen. Lasă, domne, că le cunosc eu pe astea, noroc că eram eu prin parcă, vă dădea și vă boală ceva. Mai, ia să mai fost la spital, mă, păduchioasa, le-am. Garcea, lasă-o în pace, gata. Hai să revenim la examen. Ia, treacă cu gonococii tăi, Măi, Garcea, te rog frumos, hai să revenim la examen, m-am întrebări de pus. Ia dracu de rapan, nu la dracu. Să luăm examenul, dar... Mă, nu înțelegi, las-o, ce-i cu ea? Deci... Uite, m-am o întrebare și gata. Cât face radical din 4? Eu știu, ce faci fără nici mâna la mine. Dar ce răspunde, nu te mai codi. Puteți să repetați. Dar ce răspunde, nu te mai codi. Întrebarea, domne, nu asta, domne, ce vreau. A, cât face radical din 4? Wow.
Dar de ce e așa radical, așa? E urât așa? Nu, așa e, rădăcină pătrată din patru. A, rădăcină pătrată din patru? Da, cât faci? Păi normal că e rădăcină pătrată din patru. Că dacă era rotund, era din zero, nu? Normal. Și cât faci? Fii ea dreacu de nenorocită, mai cauza ta, fii ea dreacu să fii. Facem cu cât vreți dumneavoastră, domnule, că e ordinul, e ordin, se execută, nu se discută. Mă, vă dau și variante. Radical din 4 egal cu amic, cu bemic sau cu cemic. Domnule, mie mi-e rău, mie mi-e rău. Mă duc cu ea la liceu. Stai, Ciobanu, dacă ți-e rău, odihnește-te, Garcea răspunde. Unde te tot duceai încolo? Face mai mult de 15.000. 20.000. Ce faci, bă, mă, mituiești, nu te rușine? Nu, vreau să cumpăr radicalul ăla. Păi ce faci tu, mă, cu radicalul? Îl scultez, că m-am patru acasă, te rar cățaua lor alea. Mă, nu te astâmpere odată. Nu mă astâmpere. Ba, hai, potulește-te. Ultima probă pe care vreau să vă ofer pe tavă este proba de cântat. Orice organ trebuie să știe să cânte acolo unde trebuie. Da? Să fim informatori. Cântă la flaută. Vom cânta pentru cei care au fost și au rămas informatorii noștri, cei ai foștii serii. Priviți informatorii cântă. Și la poliție au venit să-și dea în gât mamă și tată să cânte tot ce au auzit. Și în orchestra lui Vochină, compusă numai din tromboane, ei cântă ce-au sub de la masa, în armonie de bulane. Țărișoara noastră dragă, o țărișoară nu prea mare, dacă-l vorbești pe Ionică, te cântă o privighetoare. România Film, secția departamentului, prezintă în cadrul emisiunii Relații cu Satelitul, prima emisiune porno românească. Actualități. Aici Radio Vacanța Costinești. Își pârți derferile în fund Costinești. Gabarit radiostața în gât Costinești. Bună dimineața, Litoral. Prezentăm știrile după amiezii. În cursul zilei de ieri a avut loc la Palatul Cotroceni finala conferinței estice la basket, dotată cu Cupa Lenin. MVP-ul conferinței a fost ales vedeta președinției române, pivotul Shaquel Ionel. De mâine Clujul va avea un nou primar în persoana domnului Ladislau Boroții. Înmânarea eșarfei tricolore se va face în prezența primarului Budapestei, Gheorghe Funar. Desfășurat marțea trecută pe șoseaua București-Călăraș, în localitatea Tămădău. Relatează domnul general, colonel, capitan, plutonier, adjutant, Virgil Vochină. Ia dreacu de la pandula. Stimați ascultători, emisiunea noastră de astăzi ar putea avea titlul Și totuși moartea n-are ceas. Cauza accidentului, masturbarea la volan. Conducând într-o stare avansată de masturbare, șoferul autoturismului Dolj 01 Sex a pierdut controlul sexului, spoind pe parbriz pe copiii Minel, de 6 ani, și Claudia, de 8 ani. Poate ar fi trebuit, domnule șofer, în acele momente să vă gândiți la cauzele pe care noi le-am mai subliniat de atâtea ori. Oricum, pentru Minel, de 6 ani, și Claudia, de 8 ani, soarele nu va mai apuca să le dăruiască blajin căldura razelor unduinde de apăsarea unui după amiez de vară, cu adieri tremurătoare și revărsări de lumină diafană tandrelor mlădițe copilăroase ale vlăstarelor vieții. Mișto, nu? Eu am scris. Și ca să concluzionăm, am putea spune cum a spus și Ghiote.
sperând că ați tras concluziile pe care Minel, de 6 ani, și Claudia, de 8 ani, nu le vor mai putea trage niciodată, ne vom revedea peste o săptămână cu mulți dintre dumneavoastră, dragi spectatori, dar nu și cu Minel, de 6 ani, și Claudia, de 8 ani. La realizarea acestei emisiuni și-au mai dat concursul operator Ioan Gheorghiu, 38 de ani, și regizor Dan Fulga, 36 de ani, vă spune la revedere Virgil Vochină și copiii lui, Minel, de 6 ani, și Claudia, de 8 ani. Sarajevo. Căștile albastre au fost retrase astăzi din capitala bosniacă. Militarii ONU rămași cu capul gol au fost împușcați de către lunetiști. Groznui. 50% din luptătorii ceceni sunt răniți. Celălalt nu mai are muniție. Agenția de turism Halime Viza organizează excursii în Germania, dar și în străinătate evere. Societate comercială. Nu vinde, nu cumpără, nu face nimic. Ne-am înființat, dai dracu să fim patroni. Invitați în cadrul studioului nostru aici la Radio Vacanța Costinești, șeful echipei Salvamar. Îi va lua interviu colegul meu de pe plajă, domnul Cătălin Dicu. Ia dracu să fie de la șeful echipei Salvamar aici este prezent în mijlocul nostru, deci domnule șef al echipei Salvamar de aici, de la activitatea Salvamont de pe plajă, vă rugăm să ne spuneți, mulți turiști se plâng de agresivitatea oamenilor dumneavoastră pe care îi consideră, cred, bătăuși. De ce? E adevărat? Domne, nici noi nu vrem să se petrece accidente, dar unii ne simțiți că rău tupeu să intre în apă. Și atunci unii știe să nuate, alții ciuciuri. Băia care nu știe să nuate, îi bătem ca să nu mai nuate, că se nece. Băia care știe să nuate, îi bătem să uite. Și pe ea de pe mal, îi bătem să n-aibă putere să ajungă la apă. Băi, dar sunt niște oameni care intră în apă până la genunchi. Păi și pe ea îi bătem, că face apă la genunchi. Bun, dar ați salvat pe cineva? Da, am salvat un copil, Postolache Marius, de aici să vină familia să îl recupereze. Păi e salvat? Da, e salvat, e salvat. Și familia suferă, îngrijorată. Dom'le, dacă familia suferă cu inima, eu le pot spune că Marius trăiește, că nu mă doare gura. Dar dacă tot vin să-l ia, să aducă vreo 2-3 saci de nylon, că prin nylon nu pute. Păi n-ați zis, dom'le, că l-a salvat. Păi da, dar l-am găsit după săptămână să-l salvăm. Bun, și, dar și dumneavoastră riscați în acțiunile de salvare. Bă, riscăm să ni se rupă vâsla în capul lor, că sunt cu capul tare. Dar în burtă nu se rupă, nu, intră ușor. Intră ușor. Dar v-a mulțumit cineva până acum? Mi-a mulțumit un gagiu pe care l-am lăsat să scoată ceasul de la mână înainte de-l căsăpi. Totuși, ce sfaturi acordați turiștilor veniți pe litoral? Dom'le, dacă e valuri să nu intre în apă, da. Dacă nu e valuri, n-are cum, că e mare și are valuri. Da. Și dacă nu poate vine, vine și valuri. Nici pe nisip să nu stea, că se neacă mulți în apă, dar aminte pe nisip. Bun dragul scot nisipul din ei. Atunci, de ce mai vine, domne, lumea la mare? De șmecher, să se ciumegească, să agățe, eu știu. În concluzie, este nevoie sau nu este nevoie de Salvamar? Eu cred că e nevoie, că fără noi oamenii ăștia sunt în stare să se distreze. Da? Ia uite-l cum bolborosește, ia uite-l, ia dracu. Anunț de căutare în Costinești. Dan sau Dana din Cluj sau Iași sunt așteptați de Nelu sau Nela din Sibiu sau Brașov, la ceas sau la ring, acum sau altădată. Delia și Virginia din Tecuci îi anunță pe cei doi seronegativi de aseară că sunt seropozitivi. Pierdut pe plajă, găletușe, lopețică și grebluță, semnează Oliviu German. Pierdut vibrator, aducătoare îi se promite că nu va simți diferența. Popa Tatu cu măta îl așteaptă pe Popa Șapcă la cea prăzărie. Astăzi, premierul Nicolae Văcăroiu a putut fi admirat la nudiști. Aceștia îl țineau expus la soare timp de o oră, după care îl băgau la loc în slip. Dragi
Dragi prieteni, în continuare vom intra puțin în intimitatea emigranților. Emigranții sunt acei oameni fără țară, fără familie, fără obligații, dar cu bani. Ne-am deplasat la Frankfurt, unde am stat de vorbă cu doi compatrioți de-ai noștri și vom vedea de ce au părăsit țara, cum se numesc și cum se descurcă acolo. Vom sta de vorbă să vedem cu care dintre ei. Mai întâi cu dânsul, că este puțin mai senzual, pare mai inteligent. Deci, cum te numești? Vas. Cum? Scheiße, mă. Ah. Da. Dumneata, cum te numești? Petre. Și de unde ești? Din Pietra. Da. Cu ce ocazie în Germania? Eu sunt amica lui Petre. Da? Da. Ești amica lui, să înțeleg ce cred eu sau ceea ce trebuie. Dacă vreți să spuneți că sunt homosexual, vă înșelați. Eu sunt lesbian. Dar oricum sunteți prieteni, domnule, nu? Suntem prieteni o parte din drum, că după aia... Cu ce ocazie în Germania, domnule? Casper. Din greșeală. Că eu m-am dus în container să mă pii tul, dar mancaraua l-a luat și l-a pus pe vapor. Dar mă doare puțin spatele aici, că mai era un container de 200 de români. Aha. Și aglomghesuia în spate. Deci să înțeleg că e o greșeală faptul că v-ați părăsit țara. Ce țară, mă? Care țară, mă? Că mă frumoasă țară, mă. Și de ce v-ați îndrăgostit de dânsa? Ne-am cunoscut la un WC-ul. Mi-a plăcut cum se copilărea așa. În țara aia ne-am și familiarizat. Acum în ce țară mergeți? În Cotro mergeți, domnule? Mergem în Cotor. Mergem în Brazilia. Mănânci cafea mult acolo. Te doare în capul. Lăsați, stați liniștiți că o să vă dau eu o pastilă. Ce pastile îmi dai, domnule? De cap o pastilă. Lăsați că i-o dau eu. Mă rog, îl cunoașteți, aveți grijă să nu vă cadă pe jos. Nu-mi cade pe jos, nu, sigur. Unde? Așa, lăsați-l să se plece. Să vă aduc un pahar cu apă? Nu, cu vaselină. Sau cu boicin, să-mi treacă și varicele. Mai bine spuneți-ne, de ce ați venit în Germania? Eu vreau să mă căsătoresc cu el și poate avem chiar un copil. Dar știți că acest lucru nu este posibil. La ce vă trebuie copilul? Când o să îmbătrânească el, copilul o să fie numai bun. Și dumneata, de ce ți-ai părăsit țara, domnule? Cum? Te simțeai rău? Nu o duceai bine? Aveam lux stație la picior și un salariu de 500 de metal. Dar mașina aveai? Merge geam pe jos. Și aici spune, cum te descurci? De ce ai venit? Păi unde puteam să mă duc? Că aici am auzit că e un doctor care vindecă skateman. Și te pune în genunchi, clasă gura și îți bagă pastile în gură. Da, deci îți dă multe pastile. Să-ți dă ție. Multe pastile am vrut să zic. Da, multe. Și te vindecă, spune-mi. Te imediat, nu te mai bâlbui, poți să vorbești normal, să te angajezi și crainic la televiziune și comentator la cursele de cai, poți să deschizi un butic, să crești cât bani vrei tu, dar peste o oră iar te apucă și iar îți dăm ce zici că e. Dar cu hrana cum te-ai descurcat? Am mâncat cartofi. Și am băut piperment, de-am slăbit ca paiu. Dar nu se vede că ai slăbit. Că eu sunt bâlbuit și mănânc de 5 ori până să mă sat tot odată. E prima dată când părăsiți granița ilegal, întreceți? Mă rog, noi ne-am cunoscut mai de mult și l-am ales pe ei, deoarece până protestează odată suntem fericiți amândoi de 3 ori. Da. Dar cum ați reușit? Dumneata, ești bâlbâit tot timpul sau numai când vorbești? Și când fac dragoste. Că îi zic lui nevastă mea, acum mai repede, mă stai de bracă, acum am bracă, că s-a dus drag. Povestește-mi
povestiți-le dumneavoastră. Cum ați părăsit țara? M-am angajat într-un televizor. Într-un televizor? Da, m-am băgat acolo, m-am bitulat și făceam pe tubul catodic. Și m-am deghizat în crainică și m-a prins un vameș și că zis, uite, dragă, ce-i pute gura la crainica asta. Și dumneata, în ce ai fugit? În ce? Într-un radio. Mic, așa. M-am ascuns acolo și dădeam bing-bingul, exact. Dar până să zic că a fost ora 11, era joi. Era joi, da. Păi, te-ai gândit să te întorci, nu ți-e dor de țară? Mi-e dor de țară? Și de fiecare dată când mi-e dor de țară, ascult această casetă cu Freddie Mercury, tu uitați-o aici. Dânsul o are caseta. Bineînțeles, pentru că am tras-o și lui. Și dacă vă place, vă trag și dumneavoastră. Nu, nu mulțumesc. Ce muzică aveți? Am o muzică pop. Anus timpurile de Vivaldi. Și tangăuri multe. Dumitale, ce muzică îți place? Disco. Di murguleti. Și rap. A, rap. Republica mătreață vată. Da. Dar dumneata ai prieteni în țară, nu te-ai gândit să te întorci? Să se întoarcă ei primii. Și dumneata, de ce nu te întorci? Măcar dumneata. Păi, de ce eu primul? Da, uite așa. Că eu m-aș întoarce, dar cine mai e președinte? Tot el. Imbecilul ăla. Nu, pe ăla l-a împușcat în 89, acu' e altul. Atunci mă întorc după ce îl împinge-l pe ăla, deci cântă. Ia-ți pastila de bâlbâci. Vă vom cânta un cântec din diasporă. Ce? De acolo, de la noi. De unde ne este dor de țara noastră, de aici, pe care este cea mai frumoasă țară din lume. Și o vom cânta așa cum e ea de frumoasă. Și unde vezi mii de gropane în care adânc s-au înfundat autobuze și camioane și planetarele și-au spart. Acolo unde-ți n-al stejari și ca stejari n-alți gândesc miniștri și parlamentari și vameși care vă muiesc. Acolo este țara mea și omul meu cotrocenesc. Acolo eu să mor de-aș sta. De acolo vreau să mă ușesc în pa. Festivalul m-am aia cu el în gând. Anul acesta, festivalul de la San Remo s-a suprapus peste festivalul de la Mamaia. Dar dracu au făcut-o ca să ne saboteze. Vom transmite alternativ de la cele două festivaluri, dar ni s-a stricat alternatorul, așa că vom transmite numai de la Mamaia. Aflând că românii nu vor vedea pe televizor San Remo, cântăreții italieni au venit la noi. O primă cântăreață româncă, cea care a cântat la toți italienii, va deschide șlițul acestui festival. Va recita Ion care a murit-o, vedeți aici, iar în spatele lui o veți vedea pe Loredania-i Groaza. Seara, iubito, variantă Mamaia, să rămână mătușă. Te aștept ca din beci, să-mi aduci sentimente, cartofi și dovleci. Dușul meu mai murdară, să vii să-mi ofreci. Mătușă, bună seara, te aștept ca și când. Tu și bunicul lipsiți din mormânt, mai pe sus de coșciuc, de moroi pe cuvânt. Să rămână, mătușă, îți spun din păcate că nepoatele tale morțoase sunt toate, că se întâmplă iubiri premature prin spate. Mătușă, bună seara, te aștept să ne arăți cum pe vremuri furai din morcan castraveți
și luai, ți-i băgai unde nici nu te aștepți. Să rămână, mătușe, sunt destui care vor să-i ajuți să culeagă ștuleți din cotor, să-ți aducă recolta, să-ți o pună în pridvor. Și bună seara, te aștept din veceu, titulat în flotor, trăgând apa mereu. Dacă-l vezi și-l calci, tu să știi că e al meu. Bună seara, smucito. Bună seara, caramitru. Am plecat, te salut. Am plecat, te salut. Eu mă duc cu Ion Caramitru să șuri. Te rog frumos, mă. Din Statele Unite ale Americii a venit Bob din Lan. Din Lanul de Porumb. Alături de el, rapsodul popular John Tăgârță, care cântă la bucium, caval, fluier și tampax. Dar cum nevastă să are nevoie de toate patru în perioada asta, a venit cu muzicuța. Iată-l pe John Tăgârță cu muzicuța. Now, once again now, listen us now. Hello Romania, wherever you shall. Now. Câte dume ai avea când ai fi de ciume, câte soare parai sau mașini, și mușchieți să te bați cu orașul întreg, o gajică încerc să-l convinci, dar ea te privește cu scârbă direct, cei pe față te-ntreabă plângând, răspunsul mâncața și vărsatul de vânt, răspunsul-i vărsatul de vânt. Come on, John. Vezi o tipă mișto cu balcoane și craș, îi zâmbești și o inviți la hotel. Nici lumina și-apoi o săruși o dezbraci și spui: mai așteaptă nițel, ia așteaptă în zadar, ești un om de rău, nu înțelege de ce nu mai poți, răspunsul mâncața și vărsat un chiloț, răspunsul-i vărsat un chiloț. Once again! The answer mâncața și it's glowing in the street, the answer is glowing in the street. Come on, go! John Tăgârță și Bob din Lan! Romanță. Deoarece festivalul se ține la Mamaia, am invitat-o chiar pe Mamaia cântecului românesc, Ioana Radio, pe care ați mai ascultat-o și la televizor. Bună seara, mamăle! La fereastră casei mele iun is ciuta. Cine pot din nesimțire s-a și-a plecat, l-am cules, dar mâna rău mi s-a încleiat. Fericit e cel ce n-a fost constipat. Cântați voi copzării de jale și de dor, și de voi să mi se rupă și să moară. Mi s-a robătă
și atâta mă palănesc și mă doror. Fericit e cel ce primul m-a crezut. Hai să final. Cupluri celebre ale scenei, din viața intimă a soților Albano și Romina Power. Exemplu de iubire eternă și fidelitate conjugală. Se observăm acum, imediat. Ei se iubesc profund, e singura poziție. Iată. Felicità, e le nostre bambini sono tutto creativi di felicità, tutte fatti col cuore, cucina bucare di felicità, 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 io ti fatto sballare, ti fatto mangiare di felicità, e per questo servizio voglio cariccio di felicità. Felice con te, già nulla ti spune amore capiar. Taino lontano da me, mai tu dentro. Travolta Romina Stiviricchi e poveri italiano perverso. Nu putea să lipsească tocmai cântărețul care a inaugurat prima ediție a festivalului Mamaia în 1816. Deși pe atunci avea doar 73 de anișori. El va interpreta muzică prostituționistă despre tradițiile milenare ale turcilor în familia noastră. Turcii care s-au implicat adânc în țărâncuțele românești. Dan Spătaru! Bună seara! Când vine Badea de la Curci, vine și Mândra de la Turci. Dar țărâncuță cum e, ea e drecă turcu, iar plăcea și într-o zi n-a mai răbdat și a zis turcu supărat. Țărâncuță, vrei o țânțâță? Fireai tu a dracului. Tu mi-ai spus că ești virgină, hai cu mine în cabină să-ți arăt, dragă vecină, schimbătorul tirului, schimbătorul tirului. Trecuta ani și ani de atunci, ea tot te mai ducea la turci. Și acolo în buzunar rac, ei tot o mângâiau pe crac și au mâncat și au băut și până la urmă s-au prins turcii. Țărâncuță, vrei o râncuță? Bine e s-o faci în doi. Ai vrut să scapi de belere, să te umpli de lovele, te-ai umplut, dragă muiere, și n-ai umplut și pe noi, și vă umple și pe voi. Invitați de onoare, grupul de heavy metal Compact Zero din Oltenița. Vor interpreta un rock de belea pentru constăteanul lor care face același lucru poporului român. Hai, Compact Zero! Mai trecut un an prin noi, ai fost un șmecher și am fost voi, dar important este că ți-a fost bine. Doar tu cu greaua se auzea pe Cotroceni cum fredona, sola și pace cântă pentru tine. Nu pot să cred că nu mai vii, să-ți dăm puterea să ne-o ții, deși nu crezi că o posuie în viață. Încredere în tine avem și să-ți o arătăm.
când putem, că stăm sus în orice dimineață. Te cheamă el când te vrea, dar oare ai putea să pleci să faci un bine? Pe păcăroiul de-l vrei, o țuică să iei și vine după tine. Noul tip de prezervativ, cu plete. Anul acesta tot mai multe broaște vin pe litoral. Invazia de turiști italieni cauzată de ragațele române, care ne arată că se trag la origine din daci și cu romani. Deși numai în clasa 8-a, eroina acestui cântec l-a inspirat în fiecare noapte pe marele tenor, Placento Domingo! Iată-l numai Placento! Poetica fetita di da ottanti dove per strade mi ha chiesa porta ho le verità dove ti so di da ottanti te vado in fine per di essere Fetița dintr-a opta se iubește pe bani, Fetița dintr-a opta molnărește golani, Fetița haladita e nișo nenorocită, merită să faci până ai 7 ani. Oi, ai, ai, hai fetiță să te învăț, oi, ai, ai, să mănânci toată pe toți. Hai fetiță și ți-o-i da, ai, 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 și-am dat numai Dragi oameni, fiecare stațiune de pe litoralul ăsta are un babaluc al ei. Are un om care vine consecvent aici să se nămolească, să dea... peste tot așa, scorăjit așa. Anul ăsta l-am invitat pe un exemplu foarte aproape viu, de carcasă, de om. Vino băi. Este acest breakdancist. Este vorba de un fulger al oamenilor de vârsta 18-a. Pentru că nu se mai poate. Este vorba de o mie de om care a venit aici pe litoral. Tata e în Eforie Nord, te-am găsit, te confundai cu trocul de nămol. Ia spune-ne, cum ai ajuns pe litoral? E singur, nu? Vedeai, să vin cu bunicii. Nu, dar cu ce ai ajuns pe litoral? Cu ce ai venit până aici? Am venit de cu avionul. Păi cum, că la Eforie Nord nu e aeroport? Păi mi-au spus că după ce m-au aruncat că nu e aeroport. Te-au aruncat cu parașuta. Cu parașuta. Mai aveam 5 metri și o prindeam și era la dracule. Și trăiești? Trăiesc. Trăiesc cu asistentă de aici. Și merge treaba, merge, a? Păi n-auzi că e asistentă. Ea asistă cum mă uit la ea și atât. Da, te îmbracă. Păi cum, eu nu mai pot. Dar te spală, nu? Păi cum, bă, eu nu mai pot. Dar te iubește, a? Păi cum, bă, că eu nu mai pot. De când nu mai poți? De la accident, că am căzut în... Bă, tataie. În pământ. Așa. Acolo m-am lovit în... Tataie, tataie. În picior, bă. Păi ce te bâlbâi așa? Bunicul bâlbâitul ăla din Germania. Da? Și păi cum, dacă te lovești în picior, te lasă puterea? Păi eu dacă te lovesc în putere, nu te lasă picioarele. Mă, era cu ăsta. Adevărul că și eu aveam un cal bătrân care când îl lăsau puterile și cădea jos, îi dădeam 2-3 șuturi și se scula imediat. Și dacă îi dai șuturi, se scoală? Da. Dă-și mie, dar nu tare. Tataie, nu. La cal, tataie. Păi la cal, la cal. Ăsta-i cal cu mânere, tataie. Spală-te pe mână.
Ia zi, de ce ai venit pe litoral aici? Ai un hobby ceva? Nu, ăsta e herpes, nu e hobby. Nu, dar ai vreo plăcere de a venit pe litoral, de ce? Venit la pescuit mai mult, n-ai văzut-o pe nevastă mea. O iei cu dumneavoastră la pescuit, nu? Nu, mai scot viermi din ea. Era pe aici, bă, stai să o stric. Tata e să frică de moarte, a? Mi-e cam frică. Păi de-aia nici nu mi-am luat Daevo. Păi cum tata e că Daevo e o mașină bună, are ABS? Păi și mie îmi vine. Ce-ți vine? ABS. Ce? ABS? ABS! Gata. Airbag. Aer trag, aer bag, ce de văd. Ia zi, de unde stai pe litoral aici? Unde stai pe litoral aici? Unde se stau? Pe acolo, la etajul 7, în hotelul ăla cu două etaje. Care, domnule? Ăla unde e grădina, acolo vor să-l construiască. Păi, nu, dar unde stai? Stai în gazdă undeva, da? În gazdă, la un WC-ul. La un WC-ul? E mai ieftin. Și nu pute, domnule? Nu, că dorm cu gura închisă, nu pute. Și ce mănânci, domnule? Păi n-auzi că stau la WC-ul, vrei să râgăi? Nu, ce ai mâncat azi dimineață, de exemplu, pe plajă, pe terasă, ce ai mâncat azi dimineață? Am mâncat vreo doi mici, Minel de 6 ani și Claudia de 8 ani, atâta erau. Nu, dar înseamnă că ești canibal. Nu, pensionar dai. Nu, așa se numesc ăia care bagă în gură carne de om, canibal. Deci dacă bagi o bucată de carne de om în gură, exact. Femeile sunt canibale, am văzut eu. Nu am văzut. Tataie, ăla e un canibalism plăcut. Păi și pentru mine, ce față de canibal ai. Dar am auzit că ești aici cu nepoata. Ea unde e? Păi cred că și asta și face. Ia unde e? Păi cum, o lași? Că eu în locul dumitare i-aș trage vreo două de bebe. Ei, eu în locul tău i-aș trage și mai multe, dar bătrân, eu nu mai pot, nu. Iezi-ne, când ai venit aici prima oară pe litoral, cu ce ai venit? Am venit cu trotineta. Cum cu trotineta? Cum cu trotineta? Cum dracu să vin, că eu n-am trotineta. Ha. Numai bunicul meu venea cu trotineta. Da. Dar el n-avea picioare, cum dracu venea, nu știu. Ia povestește-ne de bunicul dumitale, ce era cu el? Bunicul meu avea un obicei, da. În rest n-avea nimic, atât, nici trotinete, nici picioare, un obicei și atât. Da, când ai venit, matale, acum 70 de ani, cum era, domnule, litoralul când ai dus prima oară? Era lux, da. Hoteluri de lux pe malul mării, da, tataie. Discoteci în piscină. Acum 70 de ani, tataie. Păi atunci, ieșai din hotel, intrai direct în Mediterana. Păi a, înseamnă că ai fost în Franța, nu în România. În România nici n-au zis de Franța pe atunci. Și cum erau femeile acum 70 de ani? Erau mai tinere, cu vreo 50 de ani. Da? Dar e vreo diferență între franțuzoaice și românce? A? Nu-ți dai seama de că faci dragoste cu ele! Și? Ce diferență? Nu-mi dau seama. Bun, dar trebuie să existe o diferență, da? E diferență de nume. Da? Pe ale noastre le cheamă Maria, Floarea, Ioana. Pe femeile lor le cheamă Jean, Julien, Pierre. Aoleu, înseamnă că ai ții data asta e. Am avut de 3 ori, abia am scăpat. Cum data e că de ții, dar se moare? Poate acum, dar pe vremea mea nu. Păi înseamnă că matale ești nemuritor. Du-te-mă cu prostiile ăștia, auzi, nemuritor. Mi-a mai zis unul de ceva că-s nemuritor, dar nu l-am crezut. Câți ani ai tata e? 200? La 200 eram copil, bă. Dar cât? 1500? Mai mult. 2500? Mai puțin? 1750. Mai mult? 2250. Mai puțin? 1950. Mai puțin? 2110. Mai mult? Mai puțin? 2130. Mai mult? Mai mult? Ai văzut, mă, câștigam ascultat bingo, mai de capul tău. Deci, un om de 2000 de ani, matale, l-ai prins pe Cezar. Vărul meu. Vărul lui Cezar. Și cumnatul lui Tutankhamon. Eu și cumnatul lui Tutankhamon. Și cărui fapt datorăm onoarea de a avea în mijlocul nostru un fenomen ca dumneavoastră? Soarelui. Oh. Care te-a bătut în cap și crezi toate prostiile mele. Vai de capul tău. Da. Tata, ia zi-ne. Ești singur aici, familia știe că ești aici, părinții? Toți. Copiii? Toți. Numai domn doctor nu știe. Mă caută cu cămașa de forță de azi dimineață. Păi, tataie, matale, ești Sony? Câteodată, alteori Philips.
Saniu, oameni buni, am stat de vorbă cu un nebun. Și ce zicea? Nu vinde cotroceniu. Păi ne-a zis, bă, că aș stat de vorbă. Am eu minte că am uitat ceva. Eu o să vă spun despre ce frumos sunt discotecile noastre de pe aici, de pe litoral, când se aude muzică de aia inteligentă. Cu tuți, 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 Dumnezeii tăi, tuți, tuți, tuți. Adică vine ciumegul de discotecă, așa, cu cheile de la lăstun. Și ele sunt frumoase, așa, intră-le, îl așteaptă pe el așa, cu coatele când l-a crăcănate la bar, așa. Se uită cu o privire de 17 orgasme la el. E dată cu spray Vegeta și îl întreabă foarte duios: ai cumva o țigare, bă? După care trec la dans. Dansul băieților este foarte clar. Vine țăranul ăla de a lua dușile la castra și castraveți la Dolj acolo și ce vezi danseze. Și se vorbește elevat, elevat, mi-aș pumnul în ochiul tău. Vine pe urmă, mai e dansul ăla de cu legături de copaci, de aia de dau cringile la o parte așa. Și mai e dansul primitor-distribuitor, când individul se pune în fața fetei și face așa. Fetele au un singur dans, se numește buriceala movit movit, cu variantele buriceala movit stânga, buriceala movit dreapta. Păi, dar ce se cântă în discoteci este o problemă mare, mare, că e o ghicitoare imensă. Adică nu prea îți dai seama ce se cântă. Eu o să vă spun aici o bucată de prin discoteci. Noi astăzi va trebui să ghiciți dacă puteți personajul. Mie mi se pare imposibil, de aceea este destul de foarte greu. Sună cam așa. E chel zâmbește, e zodia pește, zâmbi, 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 hi, hi. Cine ghicește, îl mătrășește, zâmbi, 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 hi, 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 li, hi, 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 li, hi, 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 li, a, 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 Olteniță. N-ați înțeles nimic. E bine că n-ați ghicit. E foarte bine că n-ați ghicit, pentru că gloanțele vin de oriunde. O altă ghicitoare, mai dinamică puțin, dar mai lentă în același timp, sună cam în felul ăsta. E mai ușoară de la noi. You are here, ce făceai lângă copac, fish, you are here. Fish, you are here, ce se scurge încet pe crac, fish, you are here. Și toată lumea cu jeturile pe sus, vă rog. Fish, you are here. Iar da, nasu. E o arteziană aici. Au găsit geizere la Constanța. Altă ghicitoare de discotecă este muzica discotecilor din Ferentari. Adică acolo în Ferentari, când vine șmecherul de la discotecă din Ferentari, mâncați așa. Se duce la pupitul tău și zice: frate, trebuie să moară familia mea, pentru că după ce mi-a bucata aia care te pitează mie familia mea, să moară familia mea, pentru ce-o spune. Nu înțelegi nimic, dar oricum. Adică să moară familia mea, pentru că după ce pute-i dracu. Șaise, mâncați așa. Uite, și vine și câte o bucată, este o bucată mai veche de a noastră, o cântam noi prin 85 prin Costinești. No, pe urmă au mai interpretat-o și mulți alții, o mai interpretăm și o reluăm acum noi. Ca să vedeți despre ce este vorba discotecile diferite tari. Și sună cam așa. Acum ce lucru și mă din oferină ta. Dacă le, dacă le, dacă le. Și-a de țigani la bar. Și-a de vedec, și-a de vedec.
fișori la masul ca dudu. Dar avea și părâi pe mână și nu mi-i șurii mâna. Și avea un ochi ca de mărgea. Și hălălalt era din geamă. Și avea burâta cât un ghiuzdan. Dar era din ciulufan. Și acum când și dumneavoastră să refreniți împreună cu mine, să plăhăim împreună. Și avea și un ficior de lemn. Amintire de la trână. Și avea un fund. Ce fund avea. O bucă hăi și alta cea. Și-a revedit și-a revedat. Televiziunea Mesager prezintă. Aici, Chișinău, Republica de lângă România, transmitem ora precisă. Bleah! Cu siguranță a fost ora precisă. Teatru radiofonic. Dilema lui Serghei. Comedie în două acte. Adaptarea după romanul Salvați de clopoțel. În traducere, mântuiți de tălânguță. Personajele sunt următoarele, punct pe punct. Serghei Felcer, scrici. Liudmila, lideră de colhoz, iubovnica lui Serghei. Snegur, președinte, nu apare în piesă, apare în presă. Moldova și cât țară. Alioșa, spion cecen. Radiofonul furnizează muzica românească. Serghei caută un post tradus. Actualitățile nu-l interesează, sunt aceleași de anul trecut. La ușă nu bate nimeni, probabil este Alioșa care nu vrea să deranjeze. Serghei deschide ușa din balamale, din prudență ține iala închisă. Serghei. Alioșa. Alioșa. Andrei. Serghei. Poți să-mi spui, Serghei, că nu ne aude nimeni. Dar Ludmila absentează, nu o remarc nicăieri. Ludmila se află alături, doarme cu certitudine, prietenul ei. Ludmila sforăie prin somn. Am auzit voci. Calmează-te! Sunt vocile noastre. Când dialogăm, ele se aud. Surprise! Din odaia alăturată se aud gemete sacadate și scârțăieli de pat și brezier. Ied Vania! Ied Vania! Ai, harașo, Vania! Serghei și Alioșa se nepustesc strigând. Adulter! Adulter! Ludmila! Ludmila! Cine a sărit pe fireastră? Mi-a sărit somnul. Logic. Consecința gălăgiei pe care voi doi o produceți. Apare ca din senin o balalaică. Este a lui Serghei. Alioșa cântă la instrumentul lui Serghei, iar Ludmila cântă la instrumentul lui Alioșa. Serghei este prea beat să remarce. Atât de beat încât la un moment dat el cântă la instrumentul lui Alioșa, iar Ludmila și-o fredonează singură cu balalaica. Din radiofon se aude vocea președintelui Yeltsin. Cetățeni ai Republicii Moldova, nu închideți aparatele de radio. Repet, deschideți aparatele de radio. În rândurile noastre s-a stricurat spionul Alioșa.
cunoscut sub numele codificat de Alioșa Spionul. Vă rugăm să ni-l predați. Ovar. Over. Over. Good night, Ludmila, wherever you are. Actul 2. Ludmila suferă rău, de parcă noi am duce mai bine. Pășește Serghei călare pe cal. Dezbracă-te, Ludmila! Zise calul. Dezbracă-te, Ludmila! Vai, Serghei, dar mă rușinez! Dezbracă-te, Ludmila, că e teatru radiofonic, nu se vede! Calul dădu aprobator din capete. Ludmila începu să se dezbrace, își dădu jos tocul pistolului și pistolul, alcătuit din încărcător, țăvușcă, patul armei de două persoane, cătarea, camera de evacuare a gazelor și reculul. Vai câte campanente! Așa-ți place, Vanea? Nu mă îmbârliga! Ludmila, pe mine mă cheamă Serghei. Cine este Vanea? Dar fără haine toți bărbații sunteți la fel. M-ai îmbârligat. Lăgeam cu ochii bulbucați de consternare, stătea mătușa Ludmilei și-și dăruia palme. Nu mai văzuse în viața ei atâtea componente la un pistol. Și văzuse destule pistoale la viața ei. Ludmila! Ludmila! Hai să facem podul de flori. Fă tu podul că vin eu cu restul. Nu mi-aduce aminte de podul de flori. Nici nu știi cum au brutalizat grănicerii. Cei drept nu eram cu tine, eram cu Vanea. Dar cine podul meu de flori, Vanea ăsta? Cum cine? Este regizorul piesei. Aceasta era dilema lui Serghei. În ciclul naționalităților înlocuitoare, romulanii, prezentăm al 15-lea episod din Odiseea Spațială Crapuș Ben Burt. Fugi, mă, că te prinde zilea! Nu, dar... Stai, mă, că-ți dau și ție! Ce-ai, bă? Care mama dracu m-ați legat, mă, cu patul de elice? Elice? Ne-am crezut că e ventilator. Și pe secund, care l-ați legat cu ghetele de coș? Păi, dar nu am vrut să legăm numai ghetele, dar unde să știi că doarme încălțat? Numai prostii faceți de când ați venit aici. O pasageră mi-a spus că ați jefuit-o, mi-a spurat geanta. Nu e adevărat, așa e. Păi și atunci de ce ați ținut-o la gură? A crezut că are rău de mare și vomită. Și ați mai și violat-o. Da. Pardon, ce l-a fost viol? Că după 5 minute a leșinat, deci nu se pune. Din careu ofițerilor au dispărut 5 portofele. 5? Ce? De ce mai amințivă că erau decât 3, a? Ăsta le-a lătoși. Nu le-a furat ăsta, capitan, că m-am 10 în cabină și nu știu ale cui este. Deci tu le-ai luat, clar. Păi ce să fac eu cu două portofele galbene și 3 roșii? Nici n-am văzut așa ce. Ia stai că vă prind eu. Ce-ați făcut azi noapte între 2 și 4? Azi noapte între 2 și 4? Eu am dormit, dacă nu mă crezi, seară și 4. Cine mai era cu tine în cabină? Mai era lumina fise. Deci n-ai martori? Nu, că dacă aș avea 100 de mii de lei, aș avea 100 de martori. Așa cum n-am martori, n-am bani, deci am stat în cabină și n-am furat. Și tu ce ai făcut între 2 și 4? Eu am sărbătorit ora 3. Ce să fac? Făcut chef. Mă, unde ai fost tu între 2 și 4? Pe catarg. Ce catarg? Că nava mea n-are catarg. Păi și acum spui, dacă cădeam de acolo. He, să mor dacă nu muream. Deci unde ai fost? Am fost, nu știu. În cabina n-ai fost. Păi ce era prost să stau singur în cabină fără martori exact când se comite furtul? Dar unde ai fost? Am jucat poker cu 3 micinoși. De unde știi tu că sunt mincinoși? Păi dacă îi trebuie, dacă au jucat poker cu mine, o strebită, că nu-i așa. Spune-mi mie cum arată ăia și mă duc eu la ei. Mă, nu m-a strebit, dar să-i descriu că îi rețin așa după figură. Una avea pop cu dame, altul chită royală și altul calceama. Da? Da. Aveți un ceas să duceți imediat portofelele la loc. Dă mai întâi ceasul și după aia mai discută. Ia uite o navă americană. Ajutor! Băi, cum se zice help în engleză, mă? Nu știu vere că am făcut decât Germania de 7 ori. Uite ăla nu e vărul meu, vezi pasean, țânganul ăla. Cum să fie vărul ăla, vărul tău vere? Vezi pasele! Nu vezi că e negru vere, are buzele groase și nasul turtit. Bă, dacă l-o fi bătut în gură acolo, la America. Vezi pasele!
Domn capitan, vă rog, vă spasele, ce dispasele. E comandantul Johnson de pe nava americană. Așa e el, negru. Pe cum, în America, dacă ești țigan, poți să ajungi capitan? Cu condiția să nu furi. E bine și secund. Ce are? Măi, ca să fii secund, trebuie să știi să calculezi poziția navei în funcție de soare. Ce mare lucru vede, dacă soarele e sus și la stânga, nava e jos și la dreapta. Voi nici nu știți ce e la Qatar. Qatar este locul de unde dăm noi pământ la țărani. Păi cum le dai? Prin gură le spun că le dau pământ. Luați-vă fraierilor și voi dați. Tu ce părere ai, mă? Dom'le, Qatargu e partea aia navei care când e furtună ni se rupe. Și dacă e furtună și cade un om în apă și auzi strigătul om la apă, tu ce faci? Dacă eu aud strigătul om la apă, lansez imediat contra strigătul unde mâncați așa. Și tu ce faci? Și eu îl calmez pe băiatul de înoată pe lângă navă să-i spun că la nu e rechine delfin. Și ce mai spui? Nu-i mai spun nimic că l-a păpat delfinul. Uite, în față este portul Constanța la o distanță de 10 mile. Da. Cu ce viteză trebuie să mergem ca să ajungem într-o oră în Constanța? Cu cea mai mare viteză. Dar nu în partea, în partea elaltă. Că Constanța e un polițai care te cunoaște. Păi ce are cu voi? Un copil, dar nu e nevastă sau. Cu care din voi? Da, cu carul din noi. Măi, ce probleme aveți voi cu poliția din Constanța? Ne-a prins în gară cu niște valiză și ne-a întrebat ce avem în ele. Și ce aveți în ele? Păi nici nu ne-a lăsat să ne uităm că ne-a luat direct la bătaie. De unde să știm ce avem în ele? Păi de unde aveți voi valize? Păi dumneata, dacă ai avea nevoie de niște valize, de unde le ele? Eu știu, de la bagaj. Uite, băia deștept, nu hă ăla, că putea să deducă. Nu să ne molestezi în cap ca pe indirizabil, ce zi? Și nu va băga la pușcărie. Pardon, facultate, că aveam trei alegeri facultative. Bulău, stup și pârnaie. De, și acum suntem la fără frecvență. De o lună ne caută ăștia. Deci sunteți evadați. Fără ce urât sună evadați, să zice autoeliberați. Pe motiv de claustrofobie celulară. Dacă nu scoateți imediat portofelele, vă leg și vă duc la poliție în Constanța. De unde mâncați aș pupa și Qatargu? De unde se le spune? Bă, de unde? Ce? Eu sunt Iosefini, să bag mâna buzunar, hop, portofel. Opa, sunt Iosefini. E Iosefini, mă. Eu sunt Iosefini, mi-am pierdut identitatea. Crapule, cine sunt eu? Al cui e ăsta? Iosefini. Al meu, de unde să știu? Ce e în el? Ce am în el? Am bă, lei, lei, am lei. Lei, lei ai? Lei, da. 16, 17, 18 mii de mărci. Păi cum era să cap atâția lei în portofel? Normal că am schimbat. Ce? Ia uite. Și mai e și un buletin. Da. Andreescu Cătălin. Și pe coperta lui scrie banii nouă actuție. Dar pe partea elaltă scrie doi țigani la pușcărie. Și mai scrie jos pe foaie, am belit-o până la decret, fratele meu. Ia, când v-am spus de la început că e nebun chielul, nu mă credeți. De fapt a venit rândul meu să vă țin de vorbă vreo 16 ore, deoarece vom discuta despre poezia populară românească. Știți ce este aceea, nu? E aceea pe care țăranul o scoate și țărancile o poartă din gură în gură, pe la șezători, pe la mormântări, baluri, mânării, avorturi, incesturi, parastasuri și alte obiceiuri populare. Vom vorbi despre ciobanul care a făcut Miorița, deci despre zoofilie. Vom vorbi despre baladele haiducești, acei haiduci care luau prin față de la boieri și dădeau prin spate la țărani. Despre balada lui Pinta, haiducul care a fost urmărit 3 săptămâni de poteră și la un moment dat, brusc, a apărut un nesimțit și a rupt paginile și nu știm cum s-a terminat urmărirea. Dar din balada am reținut un fragment. Zicea haiducul așa: arză focul, haiducie, șed și put în pușcărie, și ăsta-i singurul meu scop, să tot șed, să put non-stop. Și-aș puți eu și mai tare, dam lanțuri la picioare, și-aș puți, 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 mândra de m-o auzi, dar mândra nu-l auzea, că la fel puța și ea. Puța mândra cât putea, puța, puța altuia.
Aflând că are un rival în dragoste, Haiducul a spus aceste cuvinte care au rămas celebre. Le găsiți și în cartea de citire. Era nervos, nu am înțeles ce a zis. Erau în vremuri foarte împuțite pe atunci. Cronicile păstrează un document despre împuțitoriu boier Balotă, care s-a desciorăpit în anul 45 de la încălțare. De s-au scorojit cetățile, s-au vaporizat râurile, s-au stârpit vacile sau muierile, că pe atunci era același lucru, s-au intoxicat dihorii pădurilor și de-ar fi existat gaz metan s-ar fi lichefiat. Dar să revenim la obiceiurile populare, cum ar fi șezătoarea. La șezătoare, acolo unde fetele scarmănă lâna, cu parazit sau fără, băieții freacă fusul aiurea, se mai aud și strigăte de dragoste, cum ar fi: hai mândruță după șură, ca să te sărut și în gură. Fata îl respinge și atunci îl omomește cu daruri. O să-ți iau aerotermă, să te uști la bot, desperând că fata va înțelege ce vrea el să-i spună. Dar fata refuză, spunându-i: de 3 zile mi-i zbolnavă, dacă-ți vine fă-ți-o la așezătoare, acolo se mai recită și neofolclor. Acele poezii de pribegie, spuse cu lacrimi în ochi de către românii aflați departe de țară și care suferă la gândul că vor fi deportați înapoi. Tu, țara mea, de tine mi se rupe și sufletul de cât mi-e de dor. Și am un loc secret un să mă pupe în cursul nopții al tău conducător. Îs foarte... elogioase aceste poezii. Nunta, un alt obicei, prilej de bucurie pentru ginere care iau o fată mare, dar și pentru părinții miresii care scapă de vagabonda satului. Tânărul fericit și inconștient se duce la poarta miresii însoțit de flăcăi care strigă miresii: arată-i și lui Mărie ce mi-a arătat și mie. Și atunci mireasa iese în prag, se întoarce să se îmbrace, iar iese și spune: măi bădiță strop de rouă, hai să facem 69. În sensul că ea avea 35 de ani și el 34 și împreună făceau 69, e ușor de calculat. E o poziție ușoară de calculat. Un alt obicei care de fapt este inevitabil, moartea. Românul dintotdeauna a știut să moară, n-a prea știut el să trăiască, iată dovada, iar ne întâlnim în aceleași granițe. Dacii se duceau și mureau râzând cu pieptul în sabie, așa-i găseai. Pentru că ăia care supraviețuiau le scuteau dinții de aur din gură cu cuțit. În cimitirul vesel de la Săpânța întâlnim diferite lozinci, cum ar fi: aici zace Dumitru despărțit de cei dragi, Ionel și Mioara, care l-au despărțit cu drujba. Sau: mamă, te întrebăm tăcuți, tu glumești sau chiar te împuți? Sau: stă Vasile în sicriu și așa pute zici că-i viu. Și cu ocazia asta mă gândesc și eu la bunicul meu, care s-a îmbolnăvit de tot și așa pute zici că-i mort. Vreau să-i scriu o scrisoare, dar nu cred că mai apuc, așa că o țin minte. Dragă bunicule, nu știu dacă o să poți citi scrisoarea asta, așa că rogă pe doctor să-ți o transmită prin perfuzie. Eu am plecat la mare, la gară m-au însoțit mama și tata îmbrăcați în haine albe, pe alea negre le păstrează să te însoțească pe tine. Trenul m-a despărțit de cei dragi și pe tine de picior. Am ajuns la mare și am vizitat locurile unde a fost cu tine ultima dată, nu știam că e ultima. Mai ții minte când te-ai dat cu nămol de te-am căutat de dimineața până toamna? M-am întâlnit și cu doctorul care te-a operat de răceală și te roagă să-l ierți că a fost beat când ți-a pus ficat în ghips. I-am spus că de când ți-a scos rinichii și nervul optic n-ai mai tușit. Mama zice că te-ai îmbolnăvit la țară. Ți-am spus să pui ochelarii când mănânci plăcintă, vezi ce-ai pățit de la balegă. Pe la noi prin sat toate-s bune, am înțărcat vițelul, dar stela încă mai suge, deși bărbatul și copiii n-o lasă. Tanti Paraschiva are picioarele mult mai lungi decât anul trecut, că și-a cumpărat motocicletă și când a vrut să-mi calece era drujbă. Oricum n-avea bani de avort, norocul ei. Îl știi pe Istvan Ferenc, tatăl lui Ildico și al lui Arpad, prin sat se bârfește cum că ar fi unguri. Singur s-a dat de gol, de câte ori se cântă deșteaptă pe române, noi dormim și el așteaptă să vadă până când.
Unchiul Vasile a nebunit. Se crede pește. Că stă toată ziua sub apă, nu ne deranjează. Dar cum face icre, le vinde, bea toți banii și ne bate pe toți. Bunicule, aici la mare o duc bine, sunt cazat la un hotel cu 12 stele, că atât să văd noaptea pe cer. Am făcut plajă vreo 6 ore, dar nu m-am bronzat. Mâine o să merg fără haine. Aici la mare am cunoscut o fată atât de frumoasă și o iubesc atât de mult încât m-aș căsători cu ea. Dar nu o lasă bărbatul, o mai ține vreo 2-3 ani până nu mai fi fată mare. Pentru că atunci când vrei să pătrunzi o fată mare, îți trebuie un chel puternic. Eu am. Și cu chelul ăsta să încercăm să pătrundem o fată mare. În fata asta mare, cu toți vom intra, va fi o sărătoare ce n-o putem uita. Să prindă fiecare femeia ce-i va da o boală pentru mâine, puterea de a avea. Sfida, să o văd cum mi se fâlpâie mâinile, deocamdată mâinile. Anna. Spasiva. Un fel de thank you în ungurește. Dragi prieteni, ne bucură faptul că reușim pentru a cincea oară să vă distrăm pe constanțeni și pentru prima dată pe ceilalți și pentru niciodată pe cei care n-au priceput nimic. Dar ăsta este stilul vacanța mare. Nu vă rămâne altceva decât să râdeți, pentru că sunteți români și atât v-a mai rămas. Și de câte ori vreți să râdeți din suflet, dar nu să veniți la ciumegeală sau să vă așteptați la artă, veniți la noi, la spectacole, pentru că de fiecare dată sunt spectacole noi și veți râde. Săptămâna viitoare, așa cum am spus, vom veni cu celălalt spectacol care se numește Sex O'Clock. Să nu veniți cu copiii sub 14 ani în sală și nici cu copiii mintali. Îmi pare rău că vom juca cu sala goală, dar dacă veniți fără copii, facem aici, se rezolvă. Dacă nu veniți copii mintali, veți pleca așa. Avem dozator acasă. Până la prima întâlnire a dumneavoastră cu noi și invers, nu va rămâne decât să vă luați la revedere de la Mugur Mihăiescu. Daniela Sava. Ilea dracu de târâtură. Și Radu Pietreanu. Ce zici, stai că? Să nu uităm pe marele nostru prieten, Nicu Dragosin. Minel de presarul șapte. Nostru. Și Claudia de 8 ani. Cu alte cuvinte, pentru toți prietenii noștri, vacanța... Hai mă, mai din Boșoci. Dacă erați din Sinaia, strigați vacanța munte. Bineînțeles, nu se ridică nimeni. Plecați așa numai de la spectacolele marilor vedete care se termină cu celebrele cuvinte și cu aceasta v-am luat banii. La revedere, mulțumim, bună seara. Dar noi nu vom ajunge niciodată vedete și nici nu vrem. Vrem să fim tot timpul prietenii dumneavoastră. Și de aceea, ca între prieteni, ne vom despărți cu un cântec, nu? Știți despre care e vorba. Să auzim. Mă scuzați. Nu să ne despărțim așa, mă. Așa. Mă scuzați, n-am făcut intenționat. Iar când noi nu vom mai fi, vă veți aminti de a fost vacanța mare la Constanța. Iar când noi nu vor mai fi și noaptea va fi zi, deja incendiu, vă veți aminti că noi. Și acum să vă auzi tare. Și noi nu suntem normal. Noi nu suntem, hai să vedem normal. Ura, lelița mea, noi nu suntem normal. Și acum voi. Nu suntem normal. Hai vă cu sânge în bețe, mă. Așa. Recunoașteți, așa. Suntem normal. Noi nu suntem normal. Noi nu suntem normal. S-audă și președintele. Ura, lelița mea, noi nu suntem normal. Noi nu suntem normal. Noi nu suntem normal. Ura, lelița mea, noi nu suntem normal. La revedere, prieteni. Vă iubim din suflet. Multă baftă.